le-a tresărit inima atunci când nu și-au mai văzut copiii lângă el. Vedetele au avut parte de peripeții ca tinere mămici, adică ce peripeție poți să ai? Eu sper să n-am din astea. În fine, cine a trăit spaima vieții? Aflați chiar acum. Aca, deja nu mai puteți să ne aportăm, că ai trei pe cap, iau de ce e aici. N-are nimic ciudacă, eu sunt obișnuită și pregătită, nu-i nicio problemă. Dar tu nu ți-ai pierdut cumpătul niciodată, nu te-ai enervat niciodată. Cu copii, în general, încerc să nu mă enervez, că nu e indicat, mă mai enervez foarte rar cu alții, dar de regulă nu mă enervez, nu, am învățat să mă temperez, că nu mă ajută cu nimic. Și de obicei suntem foarte atenți și nu, cred că m-aș panica foarte, foarte rău. Nu mi s-a întâmplat. O singură dată când era David foarte mic, dar a pierdut impropriu spus. Am mers într-un magazin de haine și era mic, avea vreun an și jumătate, doi. Și s-a ascuns după un numeraj, dar l-am văzut așa cu coada ochiului, dar după aia îmi imaginam scenariul, zic, Doamne ferește, cum ar fi. Sunt foarte atentă cu ei și nu mi se întâmplă. Livia, iubire mare pe voi aici la... Da, uite, să știi că a crescut și are tot felul de manifestări din astea foarte profunde de iubire, seara la culcare sau dimineața, avem un întreg ritual așa, adică nu mă așteptam. Și actor în mașină mi-a spus, mami, te iubesc! Da! Ai dus-o azi la gimnastică? Am fost, da, avem și gimnastică kinetice. Da, uite, ca să n-o pierd! Asta, e foarte cu minte, chiar e. N-a fugit niciodată, n-ai pierdut-o! Nu, e foarte calculat așa și foarte riguroasă în tot ceea ce face. E pe... La mare, nimic, eu când eram mică o luam la mare, pe plajă și haide pa! O singură dată într-un magazin din ăsta, într-un supermarket, eu mă uitam după ceva și m-am întors o secundă, o fracțiune de secundă și când m-am întors înapoi am văzut, nu mai vedeam. Și am început să o caut printre toate raioanele și la un moment dat am auzit, mami, mami, era o disperare din asta. Și plângea, deci era foarte, foarte panicat. Speriat, ea mai rocat. Nu, și eu m-am speriat foarte tare și ne-am îmbrățișat așa îndelung și i-am spus, zic, să nu mai pleci niciodată de lângă mine. Deci chiar să nu mai pleci, pentru că uite ce poate să se întâmple. Și chiar nu panica să mai că începusem să am tot felul de scenarii. Știi cum se aude tot timpul pe intercom, așa? Părinții copilului cu tare sunt rugați, a? Ca să-și recupereze copilul. Exact, mă, și gândeam, zic, să vezi că să mă strige, zic, acum am vin. Nu, slavă Domnului că ne-am găsit repede, dar de atunci să știi că nu mai pleacă. Vreau să te întreb dacă ai pierdut-o vreodată. Nu. Nu, e lipită cu superglow, n-am nicio șansă. Pleacă de lângă tine, nu? Mami,